Maria Roșca, tânărul român de numai 36 de ani mort într-un spital din Italia la numai câteva zile după ce a fost găsit sub bucățile de beton desprinse de la un pod al autostradei Geneva, va deveni salvatorul vieților altor persoane. Asta după ce familia a decis să-i doneze organele. Dacă pentru salvarea vieții lui Marian nu s-a mai putut face nimic, familia a decis să fie el cel care va salva viețile altora. Familia este cea care merită recunoștință din partea celor care au beneficiat de această șansă, de a o a doua șansă la viață, pentru că cel mult mi s-a cerut punctul de vedere, iar eu am spus că e o faptă bună și e un lucru care peste timp nu poate să aducă decât o consolare pentru drama care încearcă familia. Donarea de organe fiind o activitate, o acțiune în sine care dă șansă vieții. Chiar dacă drama și cutumele noastre religioase sau, eu știu, de conștiință ne stârnesc oarece rețineri vis-a-vis de această procedură, ideea supremă și superioară este că dai o șansă la o altă viață. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost adus în această dimineață la Curtișoara, în casa pe care bărbatul de 36 de ani și-o construise cu banii câștigați ca șofer de tir în Franța. Prietenii au venit astăzi în număr mare să și-a rămas bun de la acesta. Avea o iubită? Avea o iubită, se poate spune la timpul trecut acum. Avea și o iubită, de ce nu, nu? Avea de toate, o viață înainte, tânăr, frumos, zvelt, maramureșan. Aclimatizat și naturalizat la noi în Oltenia, ci la Curtișoara. Normal că avea și o iubită, un asemenea mândrețe băiat putea să facă și o licitație, dacă se poate spune așa, și facem o glumă amară. Și așteptam nunta. Vedeți că aveam unde să o facem. Nimeni nu așa a dorit să ne pregătim pentru o înmormântare. Vroiam o nuntă. Toate cheltuielile de repatriere au fost suportate de firma de asigurări a angajatorului său. Funerariile vor avea loc duminică în localitatea unde urma să se însoare.